Bine ați venit la etalarea pentru bani și carieră, luna iunie, pentru ascendent lună, soare în gemeni. Deci, sun, moon, rising, gemini. Haideți să vedem ce avem aici pentru voi și ce vă pregătește, de fapt, universul. Ce vrea să știți ce ar trebui să știți. Sunt energii generale. Să vedem ce avem aici pentru voi. 10 de gândire. Asul. Deci este un nou început aici. Iar aici avem 5 de abundență. Va trebui să cereți ajutorul cuiva care are o experiență mai bună. Iar aici avem 3 de abundență. Deci este felul în care știi să fii liderul din tine și lasă creativitatea să iasă, cu alte cuvinte. Haideți să vedem acum ce avem aici cu 10 la acesta. În primul rând, este un timp în care e posibil să aveți foarte, foarte mult de lucru. E posibil să fie și o dependență de a termina totul la locul de muncă sau ceea ce aveți de făcut până la extenuare. Deci e un fel de a nu sta jos până nu termin ceea ce ai de făcut. Fie că ești în casă, fie că ești la locul de muncă, același efort îl faci și poate chiar mai mare și este în primul rând o greutate pe umerii tăi pentru că încerci să termin ceva. Să vedem ce avem aici pentru voi. Doi de monede și cavalerul de cupe. Aici e posibil să aveți niște greutăți, poate la locul de muncă, din cauza cuiva sau încearcă, poate, să... să-și facă și treaba lor, dar prin tine. Iar tu încerci să te echilibrezi și încerci să faci totul posibil. Regele de cupe. Posibil să fie copilul șefului sau cineva care face parte din familia celui care are serviciul pe care voi îl aveți acolo. Trei de bute. Va trebui să vă organizați foarte bine pentru că timpul vă este măsurat aici. Și e cineva care încearcă să acționeze fără un plan anume și planul acela va trebui să-l faceți voi în detalii. Aveți foarte, foarte mult de lucru. Ce ne spune de fapt acest as? Haideți să vedem acest as ce vrea să ne spună. Aveți senzația că munciți foarte mult și nu rezolvați nimic, dar trebuie să faceți o altă tactică. Asul acesta este implementarea unei idei. Este ceva la care, chiar dacă ai o încercare aici, înseamnă că aici este ceva nou și este foarte important să fiți atenți la noutățile care vin către voi, la comunicarea pe care o aveți cu ceilalți, pentru că numai atunci veți putea implementa acea idee. Și va trebui, cu alte cuvinte, planul pe care îl faceți aici să fie perfect. Posibil să aibă de-a face cu ceva la nivel multinațional, dar poate fi, de fapt, și ceva total nou pentru tine. Herofantul. Pentru unii poate ține de asigurări, pentru unii poate fi ceva de uh, asigurări comerciale, asigurări de sănătate, asigurare uh, de pensie. Deci, e ceva aici care... Asigurarea de pensie, de ce? Pentru că herofantul are de-a face cu tradiționalul, administrarea, poate chiar biserica ceva ce ține de modă veche, iar Saturn, lumea guvernată de Saturn, are de-a face cu oamenii bătrâni. Și având în vedere că avem și herofantul, posibil pentru unii dintre voi să fie acea energie. Posibil să-ți muți jobul la ceva ce ține de bătrâni. Pajul de bute. Cu siguranță este un nou job aici. Și 10 de monede la care nu v-ați așteptat, poate. Dar le văd ca pe niște recompense karmice, pentru că hierofantul are de-a face cu ceva karmic din altă viață. Și acea recompensă vine pentru că tu ai depus un efort enorm fără a ridica capul. 5 de abundență. 8 de monede, Marea Preoteasă, 9 de bute, 5 de cupe, 4 de monede. Ce te inspiră aici? Atenție mare pentru că avem Herofantul și Marea Preoteasă. Aici este un secret. 1, 2, Secretul tău este să fii ajutat să studiezi sau să-ți se dea o diplomă de specializare, pentru că asta înseamnă optul acesta de monede, care până acum te-a blocat să înaintezi pe ceva mai sus. Te vei fi ajutat. Deci, dă acel ok sau bine, o voi face, pentru că numai așa ideea ta va avea consimțământul și a celorlalți. De ce? Pentru că ai specializarea asta. Că e o specializare de o lună, că e o specializare de șase luni, că e o specializare de un an, dar este valabilă și vă propulsează undeva. Specializarea asta va aduce 10 de monede. Va aduce asul acesta și asul acesta, o comunicare clară din care voi veți reuși. Și asta înseamnă victorie, asta înseamnă succes. Trei de abundență, judecata, renașterea voastră. Dați drumul, de fapt, la acea energie creativă. Fiți foarte atenți la ideile voastre, la informațiile care vin către voi. Pentru că sunteți capabili să aduceți niște idei extraordinare pe care voi nu le puneți în practică, le dați mai departe și le pun alții în practică și lucrează și au succes, bineînțeles. Iar aici vă spune să închideți gura. Încercați să faceți voi ceva pentru voi. Sau la locul de muncă încercați să faceți acea schimbare fără a spune mai multe. Se văd recompensele, se vede prima, se vede acel ceva care vei lua, dar nu vei spune cum o face. Este un fel de a, de a folosi, să zicem, un program de administrare pe care tu îl faci acasă, personal sau tu îl faci pe computerul tău sau pe carnețelul tău, folosește acea tactică, merge, are câștig, succes, dar nu o dezvălui nimănui. Fii creativ. Din nou îți spune să fii creativ ești singurul care poți să faci ceva, o schimbare enormă. Iar aici, optul acesta de cupe, am senzația că unii dintre voi deja v-ați luat, poate, decizia de a pleca dintr-un loc anume. Optul ăsta de cupe este ceva toxic cu zecele ăsta de spate. Este ceva nou. Pentru unii dintre voi este un nou job. Dar chiar dacă plecați, sunteți amărâți că sau poate v-ați pierdut încrederea în oameni sau poate v-a dezamăgit ceva, vreau să știți un singur lucru. Ați câștigat experiență pe care nimeni nu are. Acea experiență nu se ia cu nimic. Dar dacă vine acel ceva frumos, creativ sau ceva care vă simțiți bine să mergeți la lucru. Faceți acea schimbare pentru că asta e aici. Este succes, victorie și recompensa respectivă vine pentru că tu ai făcut ceva bun la momentul potrivit. Și nu se știe niciodată. Dar aici ține de intuiție și de divinitate. O rugăciune cât de mică, dacă nu-ți știi calea drumul. Fă-o în fiecare seară și vei avea răspunsul respectiv. Căile lui Dumnezeu sunt puțin întortocheate, dar el știe cum să te ducă acolo. Niciodată nu se știe. Niciodată nu să înțelegem cum lucrează Universul. Dar lucrează în favoarea noastră cu cât suntem mai aproape de Dumnezeu. Numai bine, la revedere, zâmbiți mai mult, aveți grijă de voi și ne reauzim!